Salutare, oameni buni! Sunt Florin Arvunescu și bine ați venit sau bine ați revenit la mine în bucătărie. La un nou preparat, simplu, rapid și, bineînțeles, într-un mare fel. Rondele de calamar cu sos de roșii și brânză feta. Ingrediente în descrierea videoclipului, așa că astea fiind spuse, eu zic să nu mă ardem mai rău, să dăm drumul la treabă. Am aici calamarul congelat, sau mai degrabă rondelele de calamar. Până le prepelim, musai să le condimentăm puțin. Începem cu sare, asta o puneți și voi după gust, bineînțeles, nu trebuie să vă luați după mine. Piper, puțin piper, proaspăt drâșnit, la fel și cu ăsta, după gust, suficient, usturoi. Stai că n-am linguriță, dar am deget. Vreo 2 căței de usturoi, tocați așa mai din topor sau mai mărunței, cum vreți și voi, și puțin ulei de măsline. Musai și uleiul ăsta ca să se lipească sarea și piperul. Ia să vedem. Hai, pun mai mult ulei aici în castronel și nu o să mai pun în tigaie. Atât și cu uleiul. Acum să amestecăm. Nevoie de o lingură, furculiță și aveți și voi pe la îndemână. Încă puțin, fără să-i dăm de-aia dura și lăsăm deoparte undeva la, cât să zic, 4-5-6 minute, până e gata sosul de roșii. Avem nevoie de o tigăiță mai potrivită, un șel pe foc. Să vedem, plita asta să fie la mediu spre mare, o lecuță să ne mișcăm mai repejor. Un șel cu tigaia, o stropim și pasta, bineînțeles, cu puțin ulei de măsline. O lingură și jumătate, maxim 2. Ia să vedem, încă puțin el, atâtica, suficient. 2 linguri și jumătate pe acolo. O să mai am nevoie de o spatulă sau o lingură de lemn. Prima dată, când uleiul s-a încins, când tigaia s-a încins, venim cu ceapa. Am aici o ceapă potrivită, tăiată cubulețe. O amestecăm o lecuță și, bineînțeles, venim cu încă vreo 2-3 căței de usturoi. Am pus și în calamar, dar musai să punem și în sosul ăsta de roșii. Frumușel și cu usturoiul. Îl împrăștiem pe aici. Mamă, ce bine a început să miroasă la mine în bucătărie. Ce parfum vine din tigaia asta. Ulei de măsline, usturoi și ceapă. Bă, băiatule. Toată treaba aici o să dureze undeva la 1 minut și jumătate, maxim 2. Nu vrem să perpelim prea tare ceapa asta, nu vrem să o rumenim, vrem să o înmuiem puțin. Așa că după 1 minut și jumătate o să venim noi, era să vin cu sucul de roșii. Nu cu suc de roșii. Dăm focul mai tăricel, la maxim dacă se poate, și venim cu puțin vin alb, sec, dacă se poate. Frumos, turnăm, cât să zic, undeva la 70-80 de mililitri, atâtica, și lăsăm să fiarbă un minut și jumătate. Să dispară alcoolul, să se reducă puțin vinul. Bine, musai să scăpăm de alcool, de gustul ăla de alcool din vin. Ia uitați-vă aici ce frumos bolborosește toată treaba. Hai că nu mai durează mult, de-aia am dat focul mai tăricel să ați înțeles, da? Să se evapore vinul. Pregătim și sucul de roșii. Am aici undeva la 350 spre 400 de grame, mililitri, mă rog, în grame, cred că e mai consistent așa. Cred că îl pun pe tot. Am vreo 14-15 rândele de alea de calamar. Eu zic că ar trebui să ajungă. Ia să vedem, îl turnăm și pe ăsta. Frumos, a fiert destul și vinul. Scăpăm de tot sucul de roșii din cană. Amestecăm repejor. Și în timp ce amestecăm, o să fac eu treaba asta la chiuvetă. Spălcan, a mai rămas ceva suc aici. Jap și cu ăsta în tigaie. Și cum spuneam, hai să amestecăm, să încorporăm ceapa, usturoiul cu sosul de roșii. Ușurel. În momentul acesta, focul mai la minim, pentru că o să sară suc de roșii în toată bucătăria. Ia să vedem care-i treaba. Da, perfect. Bolborosește așa foarte puțin pe margine. Ia priviți și voi. Mamă. Și să nu uit, musai, să-i dăm și ăstuia puțină sare, cât e de 2-3 ori cu astea, 2 degete, nelipsitul piper proaspăt râșnit și asta la fel, un vârf de linguriță sau după gust. Eu am nimerit un piper puțin mai iute, așa că ajunge și să ne ducem cu gustul mai departe o lecuță. Busuioc. Nu vă place busuiocul? Puteți pune oregano. Ia, îl rotesc aici în mână, îl rup în 2, în 3 și îl arunc peste. Vreo 7-8-10 frunzulițe suficiente. Îl am în spate acolo. Acolo îl cresc. Mi-am făcut grădină. Ia, să vedem, împrăștiem și busuiocul ăsta pe aici. Mamă. Parfum. Hai de capul meu. Sos de roșii, ceapă, usturoi și busuioc. Ce vrei mai mult de atât? Plita asta deocamdată, bye, la revedere, o să mut eu pe plita din stânga, focul la minim și o să mai am nevoie de o tigaie, dar
fără grabă, îi timp destul. Ăsta musai lăsa la fiert undeva la 3, 4, 5 minute maxim. Așa că calamarul ăla nu o să-mi ia mai mult de 1 minut și jumătate maxim. De ce? Nu, 1 minut, maxim 1 minut și jumătate de perperit. După, dacă depășim 1 minut și jumătate, ne ducem spre 2, posibil să devină gumă. Așa că nu vrem să riscăm. Bă, în vreo 2 minute și jumătate. Până una alta încing tigaia. Ia să vedem. Musai să gustăm. Mamă, ce bun e. Sosul e aproape gata. Tigaia e încinsă. Am zis că o mai stropesc, nu o mai stropesc cu ulei, pentru că am destul aici. Așa că jap cu calamarul ăsta. Cred că mai trebuia o lecuță așa încinsă tigaia, dar răsfiriu calamarii. Să se facă repejor. Să nu fie unul peste altul, să nu îi fierbem. Cum spuneam și mai devreme, undeva la 1 minut și jumătate maxim. Am aici un clește și ia să vedem dacă au început să se rumenesc. Încă puțin. Ia priviți-l pe ăsta, nu știu dacă se vede. Îi pe drumul cel bun. Îi dăm de adura pe aici prin tigăiță, repejor. Și 20 de secunde. Am pregătit și farfuria. Să nu vă rețin prea mult. Mai sare puțin ulei. Au mai avut și ei ceva apă acolo. Și au mai lăsat apă că s-au decongelat. Încă o dată întorci și putem opri focul. S-a rumenit un pic și usturoiul ăsta. Nu s-a ars, e perfect, perfect rumenit. Ia să vedem. Da, gata, atâtica. Eu zic să nu-i lăsăm prea mult ca să nu avem vreo surpriză. Îți gătiți, cum trebuie. Îi vedeți voi mai albicioși așa, dar calamari congelați și se gătesc imediat. Îi dăm frumos la o parte, facem o lecuță de ordine, brânza feta e aici, plita bye-bye. Mamă, ce frige și aia, adevărul că e destul de călduț afară. Tocătorul mai AKT și venim cu farfurioara așezată la loc de cinste, cum era vorba aia, să o umplem. Sosul, gata, bye-bye, am uitat să-l opresc. Prima dată facem așa, rocada. O să am nevoie de o lingură mai mare sau de un polonic sau de ce nimeresc. Am luat-o la fugă, ustensilele. Din sertarul ăla, trebuie să-mi iau și alt sertar mai mare. Așa, prima dată în farfurioară venim cu sosul de roșii. O lingură, două, trei, după gust, după foame, după poftă. Eu o să pun undeva la trei linguri. Hai, patru maxim și câteva frunzulițe de busuioc pe aici. Atâtica, dăm frumos la o parte tigaia asta. Și venim frumușor cu rondelele. Una câte una, două câte două, câte vreți și voi să puneți. Eu o să pun vreo 7-8 rondele la porție. Astea două și cam atât. 8 sau 9 am pus pe aici. Dăm la parte și în momentul acesta brânzica feta. Cât să zic, o bucățică de asta sau două. Nu o tăiem în cubulețe, o sfărâmăm. Parcă dă mai bine așa. Împrăștiată de colo-colo și pe sosul de roșii și pe calamar. Bine, n-am făcut calamar umplut în stil grecesc. Am făcut calamar cu sos de roșii al Arbunescu și cu puțin busuioc. Zboară brânza pe aici. Bă, oameni buni, aproape gata farfuria. Ia să vedem. Gata. Iau moțul de la busuioc. Frumos în mijloc și hai să fim serioși. Așa da calamar. Așa da farfurie. Tădădădăm. Bă, băiatule. Nici nu-mi vine să mănânc din ea și nici nu o să mănânc din ea. O să pun eu calamarul aici peste sosul de roșii în tigaie. O să vin cu ceva brânzică de asta feta peste și aia o las așa mai trântesc și o poză. Musai și o poză pentru YouTube, pentru Facebook, pentru ce mai fi. Am nevoie de o furculiță. Deja iar mă încăroh, mă învârt, m-am pierdut, m-am emoționat. Mă învârt ca un de la încăldare. Mai trebuie ceva? Nu mai trebuie nimic. Mai trebuie să mâncăm. Vreau să tai eu, să rup așa. Ce? Eu mă gândeam să iau un cuțit să tai rondea asta de calamar, dar n-are niciun rost. Sos, brânză. Mai am pe acolo ceva busuioc. E fierbinte. Deci calamarul efectiv se topește în gură. Băi, oameni buni, vai de capul meu.
Păi să iau și cu busuioc. Nu vă uitați că mestec mai mult. Vreau să simt gustul. Și cu brânza stafeta se simte gustul de usturoi puțin. Nebunie. Nebunie în farfurie, nebunie în tigaie. Sper să vă placă. Așa că mai poftiți pe la Arfunescu prin bucătărie. Bye, bye. Am transpirat. Nu glumă.